Vă salut, dragi prieteni, sunt Doru Pop din Seattle și vă mulțumesc că urmăriți acest video. Vă rog să dați un share, un like și să vă abonați la canalul meu. Lucrul acesta mă va ajuta la o mai bună vizibilitate pe YouTube. De data aceasta vom continua cu un nou episod despre ce se mai întâmplă pe la noi. Diverse țări și continente aplică diferit măsuri pentru combaterea COVID-ului. De aici din SUA am urmărit cu interes metoda suedeză de abordare a acestei lupte. Am văzut că viața poate merge înainte în mod normal. Scopul Suediei a fost de a obține cât mai repede acea imunitate de turmă de care se tot vorbește. Dar riscul a fost și continuă să fie ridicat, mai ales pentru populația în vârstă și cu comorbidități. Dar Suedia nu s-a închis și purtarea de mască n-a fost impusă. Norvegia, Danemarca și Finlanda, alte țări nordice, au aplicat mai repede măsurile severe de luptă împotriva virusului. Inițial, succesul acestora a fost mai pronunțat și chiar rămâne puțin mai bun în continuare, dar nu semnificativ mai bun, așa încât să merite prețul plătit de economie și de relațiile interurbane. În Australia am aflat că există unele din cele mai drastice măsuri de luptă contra COVID-ului. Acum când continentul se luptă cu al doilea val de COVID, am aflat că poliția a trebuit să spargă geamurile unor mașini pentru că ocupanții acestora nu voiau să ofere benevol detalii despre starea sănătății lor, nu vreau să se testeze, nu vreau să spună unde au fost, cu cine au fost în contact și unde mergeau. Not providing their name and address. On at least three or four occasions in the past week, we've had to smash the windows of people in cars and pull them out of there so they could provide their details because they weren't telling us where they were going. They weren't adhering to the Chief Health Officer guidelines. They weren't providing their name and their address. Un astfel de regim al terorii nu știu să mai fi fost implementat undeva. Dar și aceasta face parte dintr-un exercițiu universal de controlare a populației lumii. Omenirea se îndreaptă către apusul ei și nu văd cum e posibil ca lucrurile să devină mai bune, cel puțin nu pentru multă vreme. Poate o nouă ascendență ca apoi să coborâm din nou în această sinusoidă pe care lumea merge de când există. Ceea ce ni se părea normal, viața pe care o trăiam fără măcar să-i observăm frumusețea și libertățile, s-a dus. Omul este un supraviețuitor și caută să trăiască cu orice preț. Citim în Biblie cum două femei negociau cum să-și mănânce copiii într-un caz extrem de foamete. Una și-a oferit fiul la mâncare într-o zi, pentru ca a doua zi cealaltă să refuze. Cazul lor a ajuns la împăratul lui Israel, care și-a rupt hainele de groasă, cum ziceam, era foamete extremă și acesta era un caz extrem de supraviețuire. Puteți citi amănuntele în 2 Regi, capitolul 7. Noul normal nu va fi deloc ceea ce ne amintim despre normalul de acum 10 luni. Orice febră va fi tratată cu mai mult respect. O tuse trecătoare ne va face să ne întrebăm dacă ne testăm sau nu, dacă avem virus sau nu. Să nu uităm că în timp ce peste 650.000 de oameni au murit anul trecut din cauză la gripă, anul acesta au murit cam tot atâția din cauză la coronavirus. Deci un sezon normal de gripă e la fel de periculos sau cauzează la fel de multe morți ca sistemul actual de coronavirus. Cifrele pe care le-am luat sunt de aici din SUA, de la CDC, adică de la Centrul de Controlare a Bolilor. De asemenea, unii, cum este profesorul Udi Kimron de la Universitatea din Tel Aviv, afirmă că 99,99% din populația lumii, de fapt, deja a supraviețuit COVID-ului. Profeții stângii socialiste caută mai demult metode de controlare și de ținere în obediență a populației. Eu nu sunt înclinat să cred teoriile conspiraționiste, dar încep să citesc pe Stratfor și alte platforme de informare și ceea ce citesc îmi confirmă faptul că există o mișcare îndreptată spre controlul populației. Este cert faptul că, deși privite cu ochi bun știrile că populația trăiește mai mult, în special în țările occidentale, bătrânii devin o problemă din mai multe puncte de vedere. Unii dintre ei muncesc peste vârsta pensionării și împiedică tinerii să ocupe acele locuri de muncă pe care le dețin ei.
Alții devin o povară pe sistemele de pensii, cum este la noi Social Security, un fond de pensii în care plătește toată lumea și din care poate fi plătit un bătrân până la moarte, ca și pensie. Dacă ai muncit, să zicem, 40 de ani și ai plătit în sistemul acesta de pensii și apoi după pensionare trăiești încă 25-30 de ani după vârsta de 65 de ani, să zicem, este clar că vei beneficia de mult mai mulți bani decât ai depus în sistem. Apoi, cel puțin la noi, cei bătrâni și fără mijloace materiale, intră pe sisteme de Medicaid și Welfare, unde toate spesele lor sunt plătite de la guvern. Toate aceste cheltuieli sunt extrem de mari. Și eliminarea bătrânilor e o soluție de reducere a încărcăturii pe sistemele de asistență socială. Sună cinic, dar în multe dintre elitele lumii susțin că e nevoie de o metodă de limitare a numărului populației. 2. În aceeași idee, unele dintre campusurile facultăților din SUA încurajează studenții să se părască unii pe alții în cazul în care se știe că cineva are sau a avut COVID. Aceste sisteme funcționează, din câte știu eu, la Universitatea orașului Miami, la Universitatea A&M din Texas și la Tulane University. Aceste universități și altele au stabilit linii telefonice secrete unde poți raporta despre cine știi că are COVID și se poate păstra anonimatul celui ce raportează. Aceste măsuri reprezintă o încălcare a libertăților omului oferite de Constituția SUA, cum ar fi, de exemplu, dreptul la intimitate, privacy, și libertatea de exprimare, ambele garantate în primul amendament al Constituției. Noi creștem o societate în care lipsa de încredere în celălalt și suspectarea celuilalt de cine știe ce anume devin normative. Nu cred că vrea cineva să trăiască într-o asemenea societate în care oamenii sunt încurajați să se urmărească unii pe alții și să se părască la guvern. Și guvernul are însă planurile sale de a afla cine are sau nu COVID. Biden a promis că, dacă va fi ales președinte, va dispune înființarea unui departament de urmărire a celor bolnavi cu virus și de aflare cu cine au intrat ei în contact. Un asemenea departament va avea cel puțin 100.000 de noi angajați, a promis Biden. Știu că Biblia ne spune că e blestemat omul care se încrede în om, Ieremia 17:5. Dar acolo nu este vorba despre trăirea unei vieți normale de cooperare și dragoste reciprocă în societatea umană, ci este vorba despre încrederea în om ca surogat pentru încrederea în Dumnezeu. Omul părăsise pe Dumnezeu și se încredea într-un alt om. O astfel de atitudine este blestemată. 3. Spuneam în episodul trecut despre o victorie, apoi o înfrângere a lui John MacArthur, octogenarul pastor din California de la Grace Community Church, care a sfidat guvernul Californiei și a afirmat că, deoarece biserica face parte din serviciile esențiale, adică la fel cu spitalele, magazinele alimentare și altele, el va continua să ofere slujbe religioase în sanctuarul bisericii păstorită de el. Joia trecută, judecătorul Mitchell L. Beckloff de la Curtea Supremă de Justiție a Los Angelesului a spus că biserica poate să continue cu slujbele publice, după cum a obișnuit să facă până acum. Între timp, celălalt păstor despre care vă aminteam, Rob McCoy, a fost la tribunal unde judecătorul a susținut interdicția guvernului împotriva slujbelor bisericii păstorite de el. Biserica a fost amendată cu $3,000. Dar păstorul a declarat că el va continua să ofere slujbe religioase publice, deoarece orașul în care se află biserica sa suferă foarte mult de pe urma COVID-ului. Oamenii și-au pierdut locurile de muncă, unii nu au bani, alții nu au de mâncare, alții trec prin depresie. Și biserica nu poate să nu ofere ajutor celor ce au nevoie de Dumnezeu și de asistență de diverse feluri în asemenea momente. Dacă până acum ne preocupa diferența pe care o facem între denominații și biserici anumite, pe anumite poziții doctrinare și cu privire la avorturi, LGBT, divorț, recăsătorire și altele ca acestea, acum aici la noi a apărut un alt fel de atac împotriva bisericii. Este o religie a îmbrățișării ideii că biserica este și a fost rasistă și că noi trebuie să ne pocăim de rasismul strămoșilor și părinților noștri. Religia aceasta nouă se numește woke, de la cuvântul englez treaz, găsit în Efeseni 5:14, unde Pavel ne spune deșteaptă-te tu care dormi, adică trezește-te. Woke sau treaz presupune o stare de vigilență vis-a-vis de nedreptățile sociale, în special față de afroamericani,
și o continuă atitudine de căutare de îndreptare a acestor nedreptăți prin restaurare, transformare, răscumpărare și restituire. Termenul principal este restituirea, deoarece negrii caută obținerea de reparații financiare de la guvern în general și de la albi în special. Bisericii se cere de către promotorii noii religii woke să aducă reparații în schimbul distrugerii sociale și psihice la care a contribuit față de negri. În timp ce trebuie să recunoaștem că biserica a fost și pe alocuri încă este rasistă. Eu știu despre biserici din sudul Statelor Unite care încă nu acceptă membrii dintre negri. Eu nu cred că vinovăția trebuie împărtășită în mod general de către toate bisericile și de către întreg creștinismul. Mai ales că de câteva ori eu am mers la serviciile unor biserici alcătuite în întregime din negri. La una dintre acestea m-am dus și m-am așezat pe ultima bancă. Oamenii au început să se întoarcă să mă privească și cântarea comună s-a potignit pentru câteva secunde. Nu m-a scos nimeni afară, dar nici nu m-am simțit în elementul meu. Cum cred că nu se simt nici negri care participă la unele servicii ale bisericilor alcătuite 100% din oameni albi. Eu continui să cred că ceea ce spune Biblia este adevărat. În Hristos nu există nici rasă, nici culoare a pielii, nici etnie, nici nimic altceva de felul acesta. Creștinismul trăit ca o persoană nouă în Hristos nu recunoaște aceste deosebiri. Și dacă cineva le recunoaște sau le simte, nu este destul de creștin încă. Refuz să cred că dacă Biblia a fost folosită greșit pentru a justifica sclavagismul sau rasismul, Biblia și creștinismul sunt entități rasiste care trebuie schimbate corespunzător noilor lumini culturale ale zilelor noastre. 4. Între timp, demontarea societății americane, așa cum o știm noi până nu de mult, continuă noapte de noapte. Dar în Portland, Oregon, de exemplu, a apărut și o contrademonstrație. Sprijinitori ai poliției, sub lozinca Blue Lives Matter și susținători suporterea lui Trump, au ieșit și ei, l-a demonstrat zilele trecute. Antifa s-a luat de ei și confruntările s-au lăsat cu bătăi, cu schimburi abundente de gaze lacrimogene și așa mai departe. Sper că violențele să nu facă ca pe cineva să-și piardă răbdarea, mai ales unii purtători de arme, ceea ce ar putea duce la dezastru, la un așa mare număr de oameni adunați la oaltă și producând atâta stricăciune și deranj. E posibil ca unul fără ocupație, disperat, deprimat și așa mai departe, să scoată într-o zi o armă automată și să golească un încărcător în mulțime. Doamne ferește, ar fi dezastru. De prin iunie începând, reprezentanții BLM și Antifa au început plasarea de ghilotine în anumite piețe și chiar în fața unor locuințe. Clipul următor are un asemenea instrument plasat în fața locuinței lui Bezos, proprietarul Amazonului. Revoluția franceză și regimul terorii se pare că sunt la mare cinste între demonstranții care refuză cultura de variantă americană a trecutului recent, dar o țin la mare cinste cultura lui Marx, Lenin, Castro, Che Guevara și alții. Să nu uităm că spre sfârșitul Revoluției franceze și unii dintre revoluționari au sfârșit prin a fi scurtați cu un cap pe ghilotină. Vorba aceea, cine scoate sabia, de sabie va pieri. 5. Se anunță un asediu al Casei Albe de către 10.000 de cetățeni la 17 septembrie. După decapitarea de statui și dărâmarea lor, după tentativele de a instaura anarhia în diferitele orașe, în special în cele conduse de democrați, pentru că acestora le convine haosul, acesta fiind pus în cârca actualei conduceri de la Washington, după tulburarea unor slujbe bisericești, după arderea drapelului SUA împreună cu câteva biblii, acum urmează să fie atacată Casa Albă. Ce urmăresc aceste hoarde de răufăcători, de huligani? Destabilizarea, anarhia, haosul.
SUA este însă formată dintr-un mic segment de astfel de oameni. Aceștia sunt de obicei cu educație superioară, crezi sau nu crezi, au terminat o facultate. Dar au fost îndoctrinați încet încet în sistemul școlar american, unde de la cea mai fragedă vârstă se învață cum se pune prezervativul pe o banană. Se învață că sexul cuiva este fluid, depinde de ce crede el despre sexul său. Se încurajează homosexualismul, transgenderismul și alte deviații sexuale. Se învață marxismul. Se învață că planeta este suprapopulată, că planeta poate dispare sub apă în următorii 10-15 ani din cauza încălzirii globale, că gheața de la pol se topește. And we're like, the world is gonna end in 12 years if we don't address climate change. Și că pisicile și câinii sunt mai importanți decât oamenii și că tot ce există este rău și greșit. De aceea trebuie totul stricat pentru a se porni de la capăt cu o lume nouă, clădită fără religie, clădită fără proprietate privată, fără drepturi individuale. O lume formată dintr-o masă de roboți. O lume distopică, parcă ruptă din film. Nu degeaba unii au propus schimbarea imnului național american cu piesa Imagine a lui John Lennon, piesă care, printre altele, spune: imaginează-ți că nu există rai, este ușor dacă încerci, nu există nici iad sub noi, ci doar cerul de deasupra. Imaginează-ți că toți oamenii trăiesc doar pentru astăzi. Imaginează-ți că nu sunt țări. Nu-i greu să-ți imaginezi asta. Nu există nimic pentru care să mori sau să omori și că nu există nici religie. Imaginează-ți că nu sunt posesiuni. Mă întreb dacă îți poți închipui așa ceva, că nu e nevoie de a fi flământ sau lacom și că totul va fi doar o frățietate a omului. O lume mai bună decât aceasta în care trăim nu se poate și nu există, decât dacă crezi în lumea pe care o zidește Hristos pentru cei ce îi aparțin lui. El a promis că va construi o astfel de lume și când lumea aceea va fi gata, se va întoarce ca să ia pe ai săi cu sine, pentru ca el și ai săi să fie pentru totdeauna împreună. În lumea aceasta nu va fi nimic din lumea veche. Nu vor fi minciună, ură, lăcomie, furt, concurență, sabotaje, amărăciune, egoism, închinare la sine, vrăjitorie, ucidere și astfel de lucruri. Nu vor mai fi moarte, despărțire și boală. Dar lumea aceasta în care trăim acum ne face să descoperim din ea pe Mântuitorul și să dorim lumea pe care o zidește El. De asemenea, cei care îl cunosc pe Iisus au oportunitatea în această lume de a străluci ca lumini în mijlocul întunericului. Omul nu va putea niciodată face o lume mai bună decât aceasta, deoarece omul este stricat, cum se zice, până în măduva oaselor. Și el a mai încercat odată să facă lumi, făcut o lume pe care Dumnezeu a trebuit să o distrugă, salvând încă o dată din lumea aceea doar un mic număr de oameni. De ce anume? Pentru că așa cum se spune în Geneza capitolul 6, pe vremea aceea, toate gândurile omului erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Omul este stricat. Nu poate construi o lume mai bună decât cea care este astăzi. 6. Protestele s-au mutat și în Kenosha, orașul Kenosha din statul Wisconsin. Acolo, la 23 august, un bărbat de culoare pe nume Jacob Blake a fost sumat de către poliție să se predea și să se supună arestării. Exista un mandat de arestare emis pe numele său mai de demult. El nu s-a supus, ci a continuat să se ducă către SUV-ul său, căruia i-a deschis ușa ca să încerce să intre sau poate să ia ceva din lăuntru, nu se știe. În clipa aceea, polițiștii l-au împușcat din spate de mai multe ori. Blake este la spital de urgență încă, unde este în stare critică, dar stabilă, și se spune că va fi paralizat de la brâu în jos, dar că va trăi. Polițiștii erau în stare de alertă, deoarece anterior acestui incident, alți doi polițiști care au răspuns la o chemare de urgență la o tâlhărie din orașul Mechanicsburg, au văzut cum hoții fug către mașina lor. Când au ajuns la ea, au scos din mașină niște arme cu care au împușcat pe cei doi polițiști. Aceștia sunt în viață, dar au rămas cu răni. Departamentul de poliție din localitate justifică acțiunea de împușcare a lui Blake prin teama celor doi polițiști care l-au împușcat de urmări similare cu incidentul anterior. Să nu uităm că polițiștii sunt și ei oameni, au familii și vor să se întoarcă sănătoși acasă după terminarea unui schimb de lucru. Dar în Kenosha au izbucnit demonstrațiile. S-a dat foc la un dealership de mașini.
S-au spart sistematic ferestrele magazinelor și birourilor de pe o stradă. Unele din magazine au fost devalizate. Au ars un magazin de mobilă. S-a dovedit că magazinul era rasist, am glumit. Urmăriți clipul care urmează. Au existat confruntări cu poliția, după cum se vede în clipul următor. Don't point it. I'm not pointing already. Gas! 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 Go, go! Convenția Republicanilor este în desfășurare. Trump a fost nominalizat pentru cursa la Casa Albă încă din prima zi. Partidul Republican de mai ieri nu mai există. Partidul acela era mai asemănător cu cel democratic, gata să promită multe și să facă mai puține. Orice defecte ar avea Trump și are multe. El nu este un politician care să promită ceva fără să facă ce promite. Da, viața sa de odinioară a fost fără moralitate. A fost căsătorit și recăsătorit de mai multe ori, i-au plăcut femeile, aventurile, afacerile sale au dat faliment de mai multe ori și tot de mai multe ori le-a readus la viață. Este un newyorkez, ca un fel de maidanez, care știe să se descurce și care folosește perfect momeala și lauda pe de o parte, amenințarea și confuzia de cealaltă parte. Trump însă iubește America. Acest lucru supără pe mulți care cred în cântecul lui Lennon, care promovează un fel de supă umană fără individualități și fără proprietăți, un fel de viață fără răi și fără iad, fără rai și fără iad, unde, dacă nu există religie, e perfect. Vezi, John Lennon a mușcat din chestia asta marxistă că religia este o problemă în omenire. A, dar nu orice fel de religie. Deoarece fosta lui soție a lui Lennon, Yoko Ono, era budistă și era inițiată în învățăturile Zen și Dzogchen. Acelea erau ok. Creștinismul este problema. Creștinismul deoarece din cauza acestuia câțiva sportivi, nu mulți, stau în picioare când toți se închină în fața belemeului. Creștinismul deoarece femeia din clipul următor, în ciuda faptului că se fac presiuni asupra ei, se ridice și ea pumnul în aer, acesta fiind simbolul de aderare la mișcarea BLM, așa cum odinioară la hitleriști era ridicarea oblică a brațului cu palma întinsă înainte și salutarea Führerului, creștinismul continuă ca să fie cel care stă pe poziție și care nu se închină. Creștinismul real, creștinismul adevărat. Pe vremuri, în Roma, când se striga Cezar este Domnul, creștinul nu putea consimți la aceasta. Pentru creștin, Iisus Hristos este Domnul. Este singurul Domn. Aici încheiem acest episod și vă doresc zile mai bune decât acestea. Fiți sănătoși și protejați în aceste zile de confuzie și coronavirus. Să ne vedem cu bine data viitoare, oricând va fi aceea, dacă Dumnezeu va permite lucrul acesta.
La revedere!